Mihai, te-am urmărit cum ai gătit și interesantă abordarea. Mă bucur că ai ales două rețete mai casual, așa, mai ușor de gătit acasă. Și spune-mi, te rog, la acest vin, la acest cupaj de Cabernet, Sauvignon și Merlot, ce ai gătit? În primul rând, sper să fie destul de ușor, cum am explicat rețeta, și sper ca oamenii chiar să gătească și să asocieze cu vinul, pentru că merge foarte, foarte bine. Am ales și de data asta să merg puternic, pe reacția mai ard, să ard și ceapa și sfecla, să prăjesc bine și carnea, pentru că mie vinul ăsta îmi dă o notă de caramel, de ciocolată, adică totul să fie caramelizat, absolut totul. Am ales un demiglas de legume, pentru că vreau să demonstrez că și legumele merg foarte bine cu un vin cu caracter puternic. Ați văzut, înainte le-am ars un pic la cuptor și atunci am și acolo reacție mai ard. Deci, practic, am ales să fac un preparat caramelizat cu totul. Fain, și eu zic că se potrivește perfect cu vinul. Acum să-mi spui tu dacă... Mie mi se pare că se potrivește foarte bine. Este un preparat la fel cu caracter, este un preparat care în momentul în care îl guști simți notele din vinul ăsta. Încă o dată, ciocolată dacă vrei, sosul de demiglasul fiind redus foarte, foarte tare, se caramelizează și gustul de ars iese la iveală. Și atunci ai un gust întreg, greu și merge foarte bine cu vinul ăsta. Asta e părerea mea. Bineînțeles, și gustul pământiu de la sfecla roșie. Foarte frumos. Mihai, eu îți mulțumesc încă o dată că cu drag ai venit și hai noroc! Noroc și sper să vă placă! Pentru cea de-a doua rețetă am ales să fac o vită românească cu un sos pe bază de demiglas de legume, ceapă arsă, sfeclă roșie coaptă și frunze de morcov. În primul rând punem la cuptor sfecla roșie, pentru că trebuie să stea cel mai mult până ea se va coace. La sfecla roșie adăugăm puțin usturoi, puțin vin roșu și introducem la cuptor pentru o oră. Pentru demiglasul de legume este foarte, foarte important înainte să ardem legumele. Mi-a rămas puțin praz de la prima rețetă, adică frunzele, și nu vrem să aruncăm nimic. Le punem în tavă, punem niște morcov, punem niște țelină, punem niște ceapă și totul merge la cuptor cu puțin ulei pentru a le arde. După ce legumele au fost arse, le scot, le pun în cratiță împreună cu pastă de roșii și le mai călesc puțin. După ce le-am călit, adaug puțin din acest cupaj bun și lăsăm să se evapore alcoolul, după care completăm cu apă și lăsăm la foc circa 2 ore până ce el scade. Streculăm sosul printr-o sită fină și mai lăsăm la redus circa 15 minute. La final adăugăm o lingură de muștar boabe, mai lăsăm 2-3 minuțele, oprim focul și punem și, bineînțeles, un cubuleț de unt. Vita o ung puțin cu ulei de măslin înainte, aștept să încingă bine tigaia și o așez ușor. Lângă adaug puțin usturoi și jumătate de ceapă pentru a-i da efectul de ars. Întorc vita pe partea cealaltă, adaug rozmarin și cuburi de unt. Dau sare, piper. Scot vita din tigaie și o las la odihnit cam 5 minute înainte să o tai. Este foarte important să o lăsăm la odihnit, pentru că altfel o să-și piardă toate sucurile. Sfecla e gata, o scoatem din cuptor, o tăiem mai mic și o adăugăm în tigaia în care s-a prăjit vita pentru a uniformiza oarecum gusturile. După 5 minute tăiem vita, așezăm sfecla roșie pe farfurie, așezăm elementele de ceapă arsă, așezăm vita, punem sosul peste, punem și puțin frunze de morcov, care înainte au fost dresate cu ulei de măsline și lămâie, sare, piper, și cam asta e treaba.